Cioacă, cum vă explicați? Ce are interdicție să vorbească cu dumneavoastră? Vă rog să nu interpretați într-un sens negativ. Nu poate să vorbească cu dumneavoastră. Avocata lui Cristian Cioacă le-a cerut la ultimul termen judecătorilor să-i audieze pe medicii legiști care s-au ocupat de cele două expertize ale probelor ADN din dosar. Ea susține că apar neconcordanțe grave între primul set de analize și reexpertiză. Au fost interpretate probe sfidându-se modul greșit de păstrare și de manipulare a lor. Adică mai clar, în 2007 pe unele probe nu s-a găsit ADN-ul erau valori relodii, zero, iar acum s-a găsit? Acum au fost apreciate ca fiind valori în baza căreia s-a putut face genotiparea. Spuneți că acolo unde nu era ADN-ul Elodiei, a apărut ADN-ul Elodiei ulterior? Așa reiese din cuprinsul rapoartelor. Cum este posibil? O să ne răspundă la termenul următor medicii specialiști. De cealaltă parte, avocata familiei Elodiei susține că nu este nicio diferență între cele două rapoarte. Nu există nicio diferență, dumneaei, rupe din context. Și-a construit apărarea prin încercarea de a induce în eroare instanța prin ruperea din context a unor propoziții, să spun așa, a unor susțineri. Sub nicio formă, raportul întocmit de către IMELE este foarte clar. S-a stabilit, n-au putut fi reexpertizate anumite obiecte pentru că s-a consumat materialul biologic prin efectuarea primelor rapoarte de cotizare tehnico-științifică în 2007-2008. Ultimul martor audiat în dosar a fost fratele Elodiei. Credeți că Cioacă a omorât-o pe sora noastră din cauza discuțiilor cu banii? Păi da, sunt foarte sigur, nu cred. Și m-am enervat când a venit vorba de tatăl meu în discuția cu el telefonic. Nu v-ați putut stăpâni când v-ați întors spre el? Ce figură avea? Era cu spatele la noi. Da, nici nu l-am văzut. Figură de criminal. Fratele Elodiei îi cere fostului cumnat și daune de 40.000 de lei, drept despăgubiri pentru hainele mamei sale, care ar fi rămas în casa Elodiei, și pentru drumurile pe care le-a făcut la procese și prin țară în căutarea Elodiei. Următorul termen, atunci când vor fi audiați și medicii legiști, a fost stabilit pentru 29 aprilie.